Bună tuturor, bine ați revenit pe canalul meu. Azi vă invit să creștem împreună această minifloare pentru aplicat. După cum v-am spus, pentru aplicat, pentru că se poate aplica în diverse locuri. Se poate folosi pe o pămlicuță la fetițe, se poate aplica pe o perdeluță, pe un butușel la copii. Puteți ascunde, dacă aveți ceva, o pată cât de mică și nu vă mai iese, o puteți aplica și poate ascunde acea pată. Se poate folosi în diverse locuri. Deci, eu am folosit o croștă de 2.0 și bineînțeles forfecuța noastră pentru tăiatul firelor. Haideți să croșetăm împreună. Acum o să fac din acest mov. Deci, dăm după degete. Și vom face un ochi de lanț. Cel de-al doilea ochi de lanț, cel de-al treilea ochi de lanț. Deci s-a format un prim picioruș. Acum, dăm de două ori după croșetă. Și în același cerc, aici, lângă primul picioruș, vom face un alt picioruș. Iarăși dăm după croșetă de două ori. Și vom face un alt picioruș. Iarăși dăm după croșetă de două ori. Și vom face un alt picioruș. Deci avem 1, 2, 3, 4, după cum vedeți și aici, avem 1, 2, 3, 4. Iar acum, facem iarăși 1, 2, 3 ochiuri de lanț și ne prindem aici cu picioruș scurt. Și aici. Continuăm. Una, două, trei ochiuri de lanț. Dăm de două ori după croșetă. Facem picioruș. Iar dăm de două ori după croșetă. Iar facem un picioruș. Dăm de două ori după croșetă, iar facem picioruș. Și avem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și ne prindem în cerculețul nostru. Iar facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Dăm după croșetă de două ori. Și facem un picioruș. Iarăși dăm după croșetă. Facem iarăși un picioruș. Iarăși dăm după croșetă. Facem iarăși picioruș. Și avem iarăși 1, 2, 3, 4. Facem 1, 2, trei ochiuri de lanț și ne prindem aici, de unde am plecat. Piciorul scurt. Mai strângem un pic cerculețul nostru, că e prea larg. Facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Dăm de două ori pe croșetă. Și vom face iarăși piciorușul nostru, iarăși dăm după croșetă,
Cel de-al treilea picioruș. Nu uita, stați de două ori după croșet. Facem iarăși una, două, trei ochiuri de lanț. Și ne prindem aici, de unde am plecat, în cerculețul nostru, cu picioruș scurt. Deci avem 4 petale. Iar facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Dăm de bucurăște de 2 ori. Facem piciorușul nostru. Iarăși dăm pe croșetă. Iar facem piciorușul nostru. Dăm pe croșetă. Deci avem 1, 2, 3, 4. Acum facem cele 3 ochiuri de lanț. Și le prindem aici, în cerculețul nostru, cu picioruș scurt. Vom strânge cercul nostru aici. Voi încerca să ascund firul în spate, să nu se vadă. Și vom forma un noduleț. Tăiem surplusul. Iar acum revenim la floricica noastră. Deci am terminat cele 5 petale, la fel ca și aici, 5 petale. Însă acum trebuie să trag cu acest fir. Greu nu mai intră această croșetă. Undeva în spate. L-a spus aici în spate undeva. Fac așa, să fac un oi de lanț. Și voi tăia firul. O să ascund puțin și acest capăt. Aceasta este floricica noastră. Mini floricica noastră pentru aplicat. Așa trebuie să găsești dumneavoastră. Este la fel ca celelalte. Foarte ușor de făcut. Eu, ce să vă zic, dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să mă ajutați cu un like, cu un subscribe. Sau spuneți în comentarii dacă v-a ieșit, dacă ați întâmpinat greutăți, dar nu cred că este prea ușor. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă aștept în continuare alături de mine. O săptămână frumoasă, la revedere, pupici, ne revedem curând!